Mulțumesc tuturor că ați venit. Pe unii vă cunosc foarte bine, m-ați însoțit de-a lungul mai multor ani. Una dintre cei care este aici ne-a însoțit în cercetare în mod substanțial. Îi datorăm faptul că a făcut foarte multe dintre interviurile cărții. E vorba de Diana Neaga, care e foarte jos așezată pentru că se învârte în jurul ei ca în jurul soarelui, fiica ei, Sasha. Ce voiam să vă spun despre această carte? Care e, de fapt, miza? Miza cărții este, de fapt, o teoretizare a cetățeniei democratice în condiții în care ea n-a mai fost teoretizată. Odată, pentru că se referă la nașterea cetățeniei democratice într-o țară din Europa de Est și pentru o categorie de oameni care n-au mai fost niciodată cetățene trăitoare într-o democrație, adică femei. Cum e să combini experiența unui conservatorism de rutină de stânga, în care ideea de cetățenie democratică era lipsită de sens, cu faptul că începi să ai drepturi formale și să-ți exerciți în ce limite poți cetățenia ca cetățeană activă? Deci miza este una fundamentală, să zic așa, de teorie politică. Numai că ce am învățat a fost să nu facem și noi ceea ce au făcut alții și nu ne-a plăcut. De exemplu, una din problemele mari ale autoarelor care se apleacă asupra femeilor și particularităților lor în istorie este aceea că până foarte recent, adică până în urmă cu 50-60 de ani, despre femei au scris aproape exclusiv numai bărbați. Și literatură, și istorie, și antropologie, și sociologie, etc., etc. Deci, ca și când ai avea de-a face zoolog, te-ai uitat la niște gândaci care n-au destulă minte și autoreflexie și cineva care este cap și minte scrie și vorbește despre ce sunt, cum sunt și ce gândesc el. Asta e o chestiune care e foarte importantă. Sunt ele oare în situația de a-și reflecta singure condiția și existența? Asta, mă rog, și Maria Bucur și eu, să zicem că autor, am demonstrat-o în nenumărate alte cărți. Dar problema e, puteam noi să fim la fel de ipocrite, să scriem o carte despre nașterea cetățeniei democratice, strict din alte cărți ale altor autori care analizează Estul Europei și problema democratizării sau problema cetățeniei democratice și să spunem că am înțeles, scuze, altceva decât îngroapă pisica când este vorba despre ce înseamnă în mod real să fii cetățeană ca femeie? Atunci ne-am luat o distanță, ne-am oprit din faptul de a ne lăsa absorbite numai în lecturile altor autori, care sigur că sunt splendiți, și am zis, cred că este timpul să-l întrebăm și pe el. Și în felul acesta avem în fața noastră, de acum încolo și în fața dumneavoastră, în versiune românească, ceea ce gândesc, consideră, reflectează, percep, proiectează 101 femei de educații foarte diferite. O serie dintre ele nu au decât 4 clase și sunt la peste 75-80 de ani, dintr-un sătuc de lângă Hunedoara. O bună parte dintre ele sunt femei pe care noi le-am prins la vârsta undeva între 60 și 80 de ani. O altă parte consistentă este generația mea, pe care noi am numit-o generația tranziției, și o altă parte este generația celor care la ora aceea aveau sub 30 de ani, respectiv se încadrau în generația democrației. Diferențele sunt foarte mari. În sensul tinerei generații, într-un fel, diferențele sunt înspăimântătoare.
În generația tânără am găsit pentru prima oară femei, niciuna dintre cele vârstnice sau din generația mea n-a spus așa ceva, dimpotrivă, a fost repulsivă față de ideea asta. Am găsit în generația tânără femei care și-ar vinde libertatea, independența, în schimbul unui soț care are bani destui ca să le întrețină. E un fenomen nou. Este un fenomen nou și un recul îngrozitor în sensul acesta. Este un fenomen nou că par mult mai puțin interesate de exercitarea cetățeniei active decât mamele și bunicile lor. Deci, cumva, în momentul în care tu nu ai trecut printr-un regim represiv, nu știi să prețuiești libertatea și democrația, ți se pare că toate drepturile tale sunt ca și când ai avea mâini, picioare, organe să respiri, ajunge efectiv să nu te mai intereseze povestea asta. Asta e partea care pe mine m-a întristat extrem de profund. Respectiv, am găsit femei în Sâncrai, femei de 75-80 de ani, care vorbeau despre manipularea în campaniile electorale într-un fel atât de inteligent, de vizibil, deci niște femei că nici, cum să vă spun, miroseau manipularea de la o poștă. Știau când își bate cineva joc de el. Știau să reacționeze politic într-un sens excepțional. Aveau aproape, cum să vă spun, un simț al democrației. Nu se înșelau asupra celor care își bat joc de el. Deloc. Pe de o parte, citim cartea asta, vedeți un lucru. Că prejudecata noastră, că masele, prostimea de la țară, amărâtele alea de femei, nu ar fi pe deplin cetățene și ar fi mai presus de noi, este o imensă greșeală. Ce am constatat noi este că nivelul lor de cultură politică și de apetit pentru democratizare îl întrece mult pe cel al politicienilor. Respectiv că sunt mult mai apte să producă democratizare de la firul ierbii. În sensul acesta, cum să vă spun, avantajul mare al cărții este că, deși o carte științifică, este o carte de istorie, de științe politice, cu multe ingrediente de sociologie, din cauza acestor femei și a faptului că am încercat să ne punem puțin în spate și să le lăsăm pe ele să-și teoretizeze viața, a capătat cu adevărat viață. Este o democrație sau este un discurs despre democrație cu foarte multă viață în el. De aceea se și citește, cred, destul de ușor. Eu sper, în primul rând, sigur că vom avea o lansare la Hunedoara, multe dintre ele, cu câteva au murit, unele mai trăiesc și de-abia așteaptă, că ele spun că este cartea lor, e istoria lor. Sunt, cum să vă spun, ne așteaptă ca pe o floare de cireș să le dăm istoria, să se vadă scris. Vă mulțumesc foarte mult!